România se află printre țările cu cea mai mare rată a cancerelor provocate de consumul de alcool, arată un studiu publicat săptămâna aceasta. Majoritatea cancerelor, 86%, care pot fi puse pe seama alcoolului, sunt asociate unui consum riscant și excesiv, peste 2 băuturi alcoolice pe zi, potrivit studiului. Circa 4% dintre cazurile de cancer depistate anul trecut în lume, aproximativ 740.000, sunt legate de consumul de alcool, inclusiv moderat, potrivit cercetărilor de la Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului. România este printre primele locuri la cancerul generat de alcool. Ce părere aveți? Probabil, sunt mulți care sunt alcoolici. Știți, chiar dacă n-au venituri pentru alcool și țigară, găsesc acolo un bănuț să dea. E dificil să eu știu ce să zic cu alcoolul. Cu alcoolul și cu majoritatea sunt supraponderali din cauza alimentației, mă gândesc. Majoritatea sunt supraponderali, mai ales sexul feminin. Considerați că e o dependență? Da, probabil, sau dependență, sau fiecare are să-și alunge anumite gânduri, anumite necazuri, dă cu alcoolul și uită de toate. Bărbații reprezintă aproximativ 3/4 din totalul cazurilor de cancer asociate alcoolului, 77%, adică 567.000 de cazuri. Credeți că lumea este dependentă de alcool? Sunt mulți dependenți de alcool, sunt foarte mulți. Și care ar fi cauza? Supărările, poate, eu știu... Cauza care este? Nu știu, mă spunele, e plăcerea. Le și place. Le și place, bineînțeles. Da, cum învățul și dezvățul. Cum s-a învățat, se poate lăsa. Ca și primatul. Studiile arată că consumul excesiv de alcool poate duce la foarte multe lucruri, cum ar fi violența domestică. Da. N-am avut necaz cu așa ceva. Nu. Nu văd ce... cauza acolo să bați pe cineva sau... În România au fost raportate anul trecut 4.700 de cazuri de cancer la bărbați ce pot fi puse în legătură cu consumul de alcool și 1.700 de cazuri la femei. Foarte proastă. Și reclama televizorului este că dăunează sănătății, dar așa sunt românii, petrecăreți. Eu știu, o educație mai bună. Considerați că este o dependență alcoolul? Cred că datorită multor probleme își caută această, eu știu, uitare de stres, de ceea ce nu este bine, pentru că duce în altă parte, undeva unde mulți nu se mai pot recupera. Și asta e un lucru grav pentru noi, ca popor. Și e și rușinos. Autorii subliniază că cercetările anterioare au constatat că alcoolul poate cauza deteriorarea ADN-ului și poate afecta secreția de hormoni, ceea ce de asemenea poate contribui la dezvoltarea cancerului.